Mariana Căpitănescu s-a născut într-o familie cu 5 copii din comuna Dănciulești, județul Gorj. Tatăl său era singurul care lucra și aducea bani în casă, iar ea împreună cu mama ei erau cele care se ocupau cu gospodăritul. Încă de mică, Mariana a fost nevoită să învețe ce înseamnă responsabilitatea. Mi-a fost greu că aveam impresia că mi se pun prea multe responsabilități pe umeri. Mie îmi părea rău de mama, că muncea foarte mult. Și eram dispusă și o întrebam cu ce trebuie să te ajut. Și mi-a crescut frații. De la ce vârstă ați simțit responsabilitatea? Cred că oricum, după la 10-11 ani. Toate aceste lucruri m-au călit pentru viață. Au fost bunicii prezenți în viața dumneavoastră? Da. Foarte mult. Au fost bunicile mele. Dacă ați putea să le vedeți acum, ce le-ați spune? Nu știu, el mai păstra lângă mine. Ne obișnuim cu ideea că la un moment dat asta este, venim singuri pe lume și plecăm tot singuri, plecăm pe rând. Asta încerc să le spun și părinților mei. Mariana Căpitănescu a avut o viață mult încercată. Artista și-a dorit de tânără să devină mamă, însă destinul avea alte planuri cu ea. Povestește că a pierdut multe sarcini și a făcut tratamente complicate pentru a-și vedea visul împlinit. În 1999 l-a născut pe Anthony, iar în 2010 avea să devină iar mamă. A doua oară a fost nevoită să nască prematur la 7 luni, pe Tara. Toată această experiență a aruncat-o într-o depresie puternică. Cei din jurul dumneavoastră, apropiații, au realizat că sunteți în depresie? Nu, la început nu. Mi-amintesc că de ce a fost această perioadă grea pentru mine? Pentru că după ce am adus-o pe Tara pe lume, nu am putut pleca din spital. Și am stat 14 zile în spital cu ea pentru a lua în greutate. Greutate, da. Și această perioadă m-a surmenat foarte tare. Ea avea sub 2 kg și din oră în oră vroia să mănânce. Și acest efort susținut al meu și-a pus amprenta și la un moment dat, la câteva zile, a venit soțul meu, Dan, și Antoni avea 11 ani atunci, au venit la mine în vizită. Și nu mergea liftul, am coborât vreo 5 etaje pe jos și la un moment dat, pe la etajul 1, eu am căzut din picioare pe treptele scării de puizare. Și m-am rezemat, așa am căzut lângă soțul meu, nu m-a ținut și au început să râdă așa, ce se întâmplă cu tine? Caz pe scări, ce ai, ce... Nu înțelegeau că eu eram extenuată și nu mai coborâsem scări timp de 2 săptămâni. Odată am coborât cu liftul, m-am dus la evenimentul acela și... Adică ați plecat din spital, v-ați dus la eveniment și v-ați întors în spital? Da. Deci ați lăsat copilul în spital? Am plecat, m-am îmbrăcat în costum popular, m-am dus, mi-am schimbat costumul popular și m-am dus în spital la fetiță înapoi. Un moment de cumpănă este legat tot de nașterea Tarei Maria, deci nașterea fetiței mele, în dimineața zilei de 4 septembrie, când am adus-o pe lume. Un medic era de gardă, un medic specialist ginecolog, mi-a investigat cazul, mi-a spus să... la ecograf, de fapt este băiat, nu este fată și noi am hotărât să sacrificăm fătul pentru a rămâne dumneavoastră în viață. Că ați pierdut foarte mult, am avut hemoragie, ca să nu mai spun cuvântul acela, și ore multe și a spus să puteți să vă pierdeți viața și eu i-am spus medicului respectiv nu există această variantă. Considerați că eu nu mai sunt aici pacientul dumneavoastră și lăsați să lucrurile să-și aibă cursul lor normal, să vedem ce se întâmplă. Și
atunci, mental, pentru că aveam dureri extraordinare. Eu deja nu mă simțeam bine, mă simțeam foarte rău. Și asta se întâmpla cu 5 ore înainte de a aduce fetița pe lume. Toate orele acestea, sau poate chiar mai multe, că soțul nu a aflat chiar când am născut, soțul meu a stat în spital cu acest gând, că va fi copilul sacrificat, vreo 6-7 ore, până a aflat. Deci am considerat că aceea a fost o cumpănă în viața mea. În 2005, viața avea să-i dea o nouă lovitură. Unul dintre frații ei a ales să-și pună capăt zilelor, tot din cauza unei depresii. Fratele meu a fost într-o depresie ascunsă, pe care nici el n-a conștientizat-o, dar nici cei din jurul lui. Da, ți-a aflat ce era în sufletul lui? Avea o afacere care nu-i mergea bine și a fost ajutat de noi, pentru, mai ales de Marcela, la momentul acela. Și lui era greu să-i spună că, de fapt, ajutorul tău a fost într-adevăr, dar eu am pierdut totul. Cum ați aflat dumneavoastră? Când am aflat că nu este în viață, m-am gândit imediat la un accident de muncă sau un accident de circulație, pentru că altfel aș fi trecut peste acest eveniment nefericit. Dar când am aflat, am fost foarte supărat. Foarte supărat. Deci pe lângă supărarea că îmi pierdeam fratele, altă supărare că de ce a făcut asta? Că de ce a trebuit să ajungă? Să ajungă la această disperare. Copiii mei au rămas șocați de reacția mea. Ce reacție ați avut? O reacție așa, am plâns oare în șir, n-am vrut pe nimeni lângă mine. Și că greu. Dacă ați putea, ce ați schimbat în destinul dumneavoastră? A schimbat lucrurile. Ați schimbat prima căsnicie pe care ați avut-o? Da, adică n-ar fi trebuit să aibă loc. Și atât spun, pentru că n-am vorbit despre asta, că nu mi-a plăcut niciodată să mă victimizez. Ați fost o victimă în căsnicia aceea? Am fost amenințată și de aceea a trebuit să fac ceva, să plec din acea situație, pentru că îmi simțeam amenințată viața. Păi am știut că trebuie să ies din această situație, dacă vreau să mai cânt, să rămân un om integru și un om sănătos. Cum a privit familia? Părinții mei mi-au spus de la început că fac o greșeală. Da, de când am intrat în relație. Mi-au spus, deci că fac susținți. O greșeală, da, da. Părinții nu m-au încurajat. Și automat am considerat că probabil pentru ei faptul că ies din această relație este o eliberare. Și bineînțeles că o perioadă a fost și pentru ei o perioadă grea, o perioadă în care nu știau cum se vor așeza lucrurile și că dacă îmi voi găsi un drum, voi fi liniștită, voi reuși să-mi continui viața mea și activitatea artistică. Vă era teamă? A fost o perioadă de căutări, de multe, multe necunoscute. Vă era teamă că nu o să mai aveți posibilitatea să cântați, nu o să mai fiți primită să cântați, el fiind un om influent în acea perioadă, nu în zona asta muzicii populare? Păi am avut o perioadă în care n-am mai fost pe scenă. Am plecat în străinătate. Ați plecat și, pentru că ați ales dumneavoastră, da, nu? Și din 1995 până am mai venit după 2-3 ani, practic activitatea susținută mi-am reînceput-o după vreo 6 ani și ceva. M-a costat pierderea popularității. Cât timp v-ați gândit până să luați decizia divorțului? Ați luat-o repede sau au fost ani în care v-ați gândit? Ani în care m-am gândit. Și ce motive aveați pentru care nu făceați gestul ăsta? Teama. Îmi era teamă să plec din acea situație.
V-ați mai întâlnit era de atunci? Normal. Da, ne-am mai întâlnit. Vorbim când ne întâlnim, ne salutăm. A fost soțul dumneavoastră? Am reușit să trec, eu pot să iert. Un om care a fost agresiv, care v-a adus nefericire în suflet, dumneavoastră puteți să-l iertați? Da, l-am iertat, da. Am fost foarte afectată, dar am trecut peste. Nu știu cum, dar am reușit. Ce lecții ați învățat dumneavoastră în urma acestei căsnicii? Că oamenii se pot schimba foarte repede. Sau că de la dragoste la ură este numai un pas. A fost soțul dumneavoastră, Dan, salvarea dumneavoastră? Dar Capitănescu? Da. Și el și-a însumat niște riscuri, pentru că automat el și-a dorit foarte mult să mă ajute pe mine la început, în prima fază. Și i-am povestit despre ce este vorba și și-a dat seama că am nevoie de un sprijin. Deci ca prieten. În primul rând de un sprijin moral, da. Și m-a ajutat foarte mult. Viața mea a fost cu multe peripeții, cu întâmplări extraordinare, cu agonie și extaz. Și de acum înainte îmi doresc să experimentez numai lucruri frumoase.